Un nou program social pentru copii se află deja pe masa guvernului. Programul Un copil, un zâmbet presupune acordarea unui ajutor din partea statului pentru tratarea problemelor dentare cu care se confruntă copiii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani. Pentru a beneficia de acest ajutor financiar în valoare de 1.500 de lei, trebuie îndeplinite anumite condiții. În familiile care solicită sprijin financiar, cel puțin un părinte trebuie să fie cetățean român cu domiciliul în România, venitul net lunar pe familie nu trebuie să depășească 8.000 de lei, iar tratamentele trebuie realizate într-o unitate medicală stomatologică autorizată din România. Voucherul se acordă pe baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, însoțite de documente justificative care să ateste eligibilitatea. Documentele se vor depune online printr-o platformă gestionată de Ministerul Familiei, iar normele metodologice vor detalia procesul de aplicare. Declarația trebuie să confirme că pe parcursul anului 2025 beneficiarul nu a primit alte ajutoare similare din fonduri publice. Programul devine operațional după ce proiectul hotărârii este aprobat de guvern și publicat în monitorul oficial. Dacă acest program, Un copil, un zâmbet, va fi implementat, sănătatea orală a mii de copii se îmbunătățește și mai reduce din povara financiară asupra familiilor care trebuie să suporte costurile intervențiilor stomatologice.